Un tânăr de 23 de ani care a dispărut în apele lacului Tarnița în timp ce înota cu iubita lui a fost găsit cu ajutorul aparaturii subacvatice a salvamontiștilor Gorjeni. Tânărul a fost căutat sâmbătă de scafandri, însă fără rezultat. Duminică, salvamontiștii din Cluj și Gorj au început căutările cu o dronă și un detector subacvatic. Trupul tânărului a fost descoperit la aproximativ 30 de metri de mal. Salvamontiștii l-au adus la mal de unde a fost preluat de medicina legală. Necropsia va stabili cauza morții tânărului care a dispărut în apele lacului în timp ce înota cu iubita lui. Aparatura de detecție și echipamentele de salvare acvatică de ultimă generație au fost prezentate în premieră luna trecută în cadrul unui exercițiu organizat pe lacul Sâmbotin din județul Gorj.